It's on 40 in my right car. Business changed and I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. Salutare și bine ați venit pe Model Look. Mi-am schimbat numele, aștept să vă aud părerea despre acest nou nume în comentarii. Și astăzi o să fac un videoclip despre viața unui model într-o zi normală. Este ora 1 și 8 minute dimineața. Am job la ora 7:30, vine șoferul să mă ia și să mă ducă la job. Se poate spune că am o mică insomnie. Nu știu dacă am ochii în momentul de față. Este dimineață, m-am trezit, este ora 7 și 13 minute, mai am 17 minute până vine șoferul după mine și nu știu ce fac cu viața mea. Trebuie să mănânc, să-mi beau cafeaua și să fac duș, sper să apuc. Video for YouTube. Am ajuns la job. M-au bucurat din nou pentru AirLife. Și astea sunt hainele pe care o să le pozez astăzi. Estimez în jur de 100 de bucăți. Le-am numărat eu și sunt 91. Mi-au adus micul dejun. Cumva am ajuns la 3-a cafea zilei și este ora 9 dimineața. Și urmează să începem treaba. Este interesant, nu am make-up sau hairstyle. Hey guys, YouTube, how are you? Today I'm shooting for Gabriel. Am dat o mică pauză și mergem să mâncăm. Mâncăm mâncare tradițională turcească, asta e o supă de linte, din câte văd. Cred că e orez și orez negru, sau maro, de fapt, și ceva carne. N-am idee, cred că e de porc. E genială supă de linte. Este porc, este o friptură de porc, condimentată perfect. E prima dată când mănânc porc de când am început să mănânc carne și... Da. Am venit și desertul, dar jur că nu mai pot și o să las pe mai târziu. Efectiv, ador vremea din Istanbul. E soare și e frumos, cred că sunt vreo 26 de grade. Și eu sunt ca un căruțaș cu scobitoarea asta între dinți, tocmai ce am mâncat și mergem înapoi la shooting. Se pare că am început să dezvolt o adicție pentru cafea. Cred că este a 5-a pe astăzi. Și asta e cafea turcească. Când
Așa rămâne după ce bei, pentru că arezați, cafeaua se fierbe într-un... Ibrica, vreau să spună băiatul meu. Ultima serie de haine. Încă puțin. Asta este fața mea. Mi-a spus șoferul că mai am un shooting după ăsta să mă grăbesc. Cred că astăzi o să fie ziua în care mor. Dar măcar hainele sunt aproape gata la shooting-ul ăsta. Să sperăm că nu e ceva greu la celălalt. Da, am terminat primul shooting și voi intra în acest desert. Are gust de înghețată cu textură de clătite ude și nucă pentru textură gen. Genial! Suntem pe drum spre al doilea shooting și nu știu cine m-ar bucui cu asemenea față. Dacă nu m-am dus la facultate când a trebuit. Acum stau rupt în gură și mă uit la facultate pe drum. Vreau la facultate. Am ajuns aici și m-a întrebat de unde sunt, am zis că din România, face că îi pare obosită, am zis, da, am avut un job înainte, ce până face de stricăul jos, era nimeni, nu, bine. Mi-am dat tricoul jos și se uită la mine, face, începem. Stai să fumez o țigară. Nu știu cât o să pot filma pentru că mai am 2% baterie, dar asta este zona, e prima dată când o văd și eu. Un sac de box, haine. Interesant. Încercăm să rezolvăm cât se mai poate din fața mea. Am ajuns acasă. Nu să vă arăt fața mea. Doar că sunt machiat, o să fac imediat un duș. Și să vedeți ce se ascunde sub fața unui model după o zi lungă. Ultimul shooting am fost destul de rapid, a fost de 2 ore, John, și am pozat pijamale și underwear. Poate de acolo și chestia dubioasă de la început. A fost ok, a fost oameni interesanți, gen destul de minimaliști. N-am mai pățit ca la un shooting să-mi zic că nu poza, stai pur și simplu drept și mai mișcă-ți mâinile din când în când. Eram ceva de what the fuck. Ce simplu, știi? Practic am fost o statuie la al doilea job. Acum mănânc dulciurile după joburi. Întotdeauna mănânc dulciuri de după joburi ca un fel de recompensă. Este oficial cazul să dorm. Am ieșit de la duș și o să închei videoclipul aici. Sper că v-a plăcut acest mic vlog și puteți să dați like, puteți să comentați, puteți să vă abonați. Vă pup!